Bine v-am regăsit! În lecția anterioară, împreună cu Andrei, am învățat ce este un tabel, la ce folosește, ce conține, cum introducem sau cum citim datele din tabele. Astăzi vom învăța o altă modalitate de a înregistra datele, și anume graficul cu bare. În timp ce tabelul conține rânduri și coloane, graficul cu bare este un desen format din două linii numite axe, una orizontală și una verticală și, de asemenea, barele colorate. În tabel, Andrei a notat cărțile citite de el și de colegii săi la clubul de lectură. În coloanele tabelului observăm titlul și autorul fiecărei cărți, precum și numărul elevilor care au citit fiecare carte. Pornind de la datele înregistrate în tabel, Andrei a realizat acest grafic cu bare pe care l-a numit Clubul de lectură. Pe axa orizontală a notat cele 4 cărți citite de elevii clasei a 3-a. Deoarece spațiul nu i-a permis să scrie titlurile și autorii, fiecare carte a primit numărul pe care îl ocupă în tabel. Andrei a realizat și o legendă în care a arătat ce reprezintă fiecare număr de pe axa orizontală. De asemenea, a utilizat și un cod al culorilor. Fiecare carte este reprezentată printr-o altă culoare. Pe axa verticală a plasat numerele care arată câți elevi au citit fiecare dintre cele 4 cărți. Urmărind bara albastră, observăm că se oprește în dreptul numărului 22, deoarece a doua carte cu Apolodor a fost citită de către 22 de elevi din clasă. Cartea Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi s-a bucurat de cel mai mare interes din partea elevilor. Toți cei 28 de elevi ai clasei au citit această carte. Câți elevi au citit cartea Unde fugim de acasă? Desigur, 24 de elevi. Ce reprezintă numărul 16 de pe axa verticală? Foarte bine, arată câți elevi au citit Păt frumos când era mic. Graficul ne oferă diverse informații. Putem observa care este ordinea preferințelor copiilor. Putem calcula diferența dintre numărul copiilor care au citit prima și ultima carte, spre exemplu. Andrei le-a propus colegilor săi să realizeze împreună un calendar al zilelor de naștere. A făcut o investigație și a obținut următoarele date. În anotimpul iarna s-au născut 10 copii. Alți 8 își sărbătoresc ziua de naștere primăvara. Vara s-au născut 6 elevi, iar ceilalți 4 în anotimpul toamna. Cum a introdus Andrei aceste date într-un grafic cu bare? Mai întâi a desenat cele două axe. Pe axa orizontală a plasat cele 4 anotimpuri, iar pe axa verticală numerele care arată câți copii își aniversează ziua de naștere în fiecare dintre cele 4 anotimpuri. Cu ajutorul barelor verticale, aceste date se citesc cu ușurință. Este bine de știut că barele unui grafic pot fi dispuse și orizontal, nu doar vertical. Acest lucru s-a întâmplat deoarece anotimpurile au fost marcate pe axa verticală, iar numărul elevilor pe axa orizontală. Sunt convinsă că și tu vei reuși să realizezi un grafic sau să citești informațiile pe care le oferă un grafic și chiar să realizezi un grafic pornind de la anumite date. Succes!